Bine v-am găsit, iubiții mei! Era să zic că e marți, ceea ce înseamnă unul din două lucruri. Ori eu m-am străcat la cap, ceea ce ar fi foarte de așteptat, având în vedere săptămâna pe care am avut-o, să ia să vedem cine e primul. Azi! Prima inimă! Ale, mama cu Denisa se bat! Cred că Denisa a fost prima azi. Spuneam că era aproape, am zis că e marți, bine ai venit, Micaela. Pentru căci ori m-am străcat la cap, ori înseamnă că încep să mă obișnuiesc cu marțea la minut care se întâmplă pe YouTube, unde vouă în continuare nu vă place să veniți, nu știu de ce, cred că sunteți puturoși, că nu vreți să dați acolo cu click-ul să intrați pe videourile live, care oricum sunt mai tehnici, adică nu vorbim despre raton și despre politichie și despre alte chestii acolo, dar anyway, vorbim în fiecare marți, înseamnă că am în sfârșit internalizat conceptul ăsta de marți. Bine ai venit, Coro. Bine ai venit, Despina, Anca, Sărmuna. Deci bine ați venit, este vineri. Suntem la vinerea pe viu, nu la marți, era cum era, să zic, de la început. Văd că ne strângem. Astăzi mă vedeți un pic mai pierdut așa și am să fiu mai fără vlagă, mai fără energie, mai fără chestii. Bună, Paula! Vă uitați și marți, unii dintre voi vă uitați și marți, știu. Pentru căci, să vă zic care-i treaba, săptămâna asta am fost singură acasă. Bună, Marian! Bună, Ancuța! Denisa zice, eu vin la live-ul de marți, dar e cam plictisitor. Păi da, acolo nu facem circ, facem lecții, nu știu ce facem. Săptămâna asta am fost singura acasă, pentru căci bărbatul, partenerul, care are o viață foarte amară, săracul, și milă de el mi se rupe inima, a trebuit să se ducă la New York ca să fiți atenți, ce supărare pe capul lui, să lanseze un film cu Spike Lee, care nu știe cine e Spike Lee, este un nene talentat, regizor de film, foarte cunoscut, cu care Nima și echipa lui au făcut un film pe care l-au lansat săptămâna asta. Deci toată săptămâna a fost omul numai în premieră, numai în covoare roșii, numai în cu cea mai cool situații și combinații din New York, care și el este cel mai cool, pentru mine orașul ăla este acasă. Deci dacă îmi dai drumul în pumpatul, în cea mai aglomerată piață, acolo, cu luminile în freză, cred că să scap de faptul că m-am pișat și m-am căcat în grădină atâția ani, acum vreau la urban, în mijlocul orașului, cred că. Nu știu care e treaba, dar New York-ul pentru mine este acasă. Am avut niște ani foarte frumoși acolo, am să vă povestesc aventuri de New York altă dată. În orice caz, soțul meu drag este la New York, a fost la New York toată săptămâna și eu ștergeam copilul la fund, iar el îmi trimitea pozi. Eu cu Spike Lee la nu știu unde, eu cu Spike Lee în față la, eu cu semnătura lui Spike Lee, tu-i mama lui de treabă. Când vinea să mă belesc eu de chele așa, să mă jupoi de sus în jos și să umblu prin lume ca o elă, hăulind așa. De bucurie pentru soțul meu care stă fund în fund cu Spike Lee și bea și mănânc la restaurante de Michelin toată săptămâna. Ce viață amară! Da. Deci am fost singură acasă și pentru că am fost singură acasă am învățat două lucruri. Unu. Respectul pe care noi îl datorăm părinților singuri ar trebui să fie mai mare decât orice. Înțelegeți? Părinții singuri care își cresc copiii fără partener au tot, cum să zic, nu numai respectul, dar de acum și suportul meu, chiar dacă dinainte mă gândeam așa, chiar dacă dinainte credeam treaba asta, dar acum că am experimentat o părticică foarte mică, din ce înseamnă să fii părinte singur. Pentru că să nu uităm, eu aici am foarte mult ajutor la care aș putea apela. Deci marja de siguranță este acolo, în spatele creierului. Am bani,
La urma urmei aș putea angaja un babysitter, aș putea angaja o bucătăreasă, mi-au venit femeile la curățenii, au venit grădinarii. Adică nu sunt singură, am și resurse și, și știu în capul meu că e situație temporară. Deci nu e la fel ca atunci când ești părinte singur, n-ai niciun ajutor, ești și sărac. E, nu poți să-mi imaginez ce fel poate să fie, dar dacă ați crescut, careva dintre voi, cu părinți singuri, duceți-vă și indiferent cât să iei de oameni năpăstuiți și răi acum, că cred că puțini ajung să fie luminoși și în pace la bătrânețe. Indiferent ce fel de oameni sunt acum, duceți-vă și pupați-i și în fund și pe frunte și pe unde vreți voi, pentru că este foarte greu să fii părinte singur. Este sfâșietor, este... Bine, din nou, eu n-am suferit săptămâna asta, în afară de nervi, n-am suferit deloc. Dar așa a fost o fereastră foarte micuță, am simțit așa că mă uit prin gaura cheii, uite așa, la cum ar putea să fie să nu ai un partener pe care să te poți vizui. Mi imaginez că multă lume simte asta chiar dacă are soți sau soții care sunt niște inutili sau care au probleme personale atât de mari încât nu le permit să fie parte din creșterea copilului. Dar este mare chestie, mare, mare chestie. Gabriela, binevenit, Loredana, Alina Florentina, Tamer, Ageolu, nu știu dacă am citit bine. Bine ai venit și tu, nu știu dacă te-am mai văzut pe aici. Radu Florin, ce ai croșetat zilele astea? Chestia de la gât? Da, e de mărgele. Gabriela, Denisa, Răzvan, Ildico, bine ai venit. Și Mihaela Secherneș. Secherneș. Corectează-mă că nu știu. Am avut o revelație, da. Și Donița, bine ați venit. Deci da, dacă ați crescut cu părinți singuri sau știți, știți părinți singuri în viața voastră, în jurul vostru, pe scară la voi, dați-le o mână de ajutor că nu vă pot explica și de-a karma o să vină călău în curul vostru înapoi, pentru că ăla e ajutor adevărat. Bun. A doua revelație, că spune de revelații săptămâna asta, deci așa, este următoarea. Când bărbatul este plecat de acasă, viața este mai ușoară. Și panoramă-s. Că mă contrazic cu primul punct, numai căci, odată ce ți intră în ritm, tu știi, bang, 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 copilul, la culcare, mâncarea, bang, treaba, bang, nasul, putare, răspuns, la imere, totul, curat, am făcut și baie, m-am și spălat pe dinți, săptămâna asta, deci mare lucru, așa? Pentru că bărbatul nu vine să întrebe, auzi, unde mi-am pus și eu? Puncte, 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 introduceți ce vreți voi aici. Am citit, pentru că dacă nu-i bărbatul coale așa la umăr, când ridic cartea sau revista, ia ca așa și o pun și eu în fața ochilor la sfârșitul zilei, ca să mă mai luminez și eu la cap, să nu mor proastă pe ziua aceea, nu-i nimeni care să zică 30 de minute. Deci am un bărbat ca o babă. Trâncănește când mă prinde din mama focului. Cred că eu de-aia vorbesc așa de mult cu voi, când apuc cu el. Tranca, 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 îi ia ca așa. Deci, ca să nu mai zic căci, copilul ascultă. Am făcut și training săptămâna asta. Noi nu facem training-ul așa, de fapt n-am făcut niciodată training. Dar m-am băgat în ea puternic. Și după 4 zile, 5 zile de antrenament așa, copilul meu ascultă. Bine că o să vine tasul și iar mi-o strică. Da, se cheamă că 4-5 zile am avut un pic de armonie. Am simțit și eu că sunt părinte totuși, că mă ascultă și pe mine cineva. Pentru că sunt singură, ceilalți sunt niște inutili, fac toate mofturile, toate poftele. Iar asta e dita mai cutra și lucrează, vedeți, și de mama focului. În orice caz, revelația numărul 2 a fost că, contrar opiniei din revelația numărul 1, pentru mine săptămâna asta lucrurile au fost mai ușoare fără bărbat acasă. Da. Și revelația numărul 3 este că de acum chiar nu mai am nicio jenă când spun că-s beutoare. Pentru că am motiv să fiu beutoare. Copilul meu este cam ca mine așa. De fapt este fix ca mine. Oglindă. Numai că e mai mic și o leacă mai proastă.
Nu cu mult. Înțelegeți? Deci este belea. Și pentru că eu nu bat copilul, pentru că eu nu sunt de părere că nu trebuie să bați copilul, ori câinele, ori nevasta, ori copacul, ori piniminea, ori pitini. Așa. Înseamnă că am avut motiv să consum niște licori bahice fără să-mi fie nicio jenă. Înțelegeți? Pe sistem, azi îți bată, mâine îți bată. Nu știu dacă știți, azi îți bată, știți, azi îți bată, mâine îți bată. Cine știe? Paul Alexandru, eu înveți să te descurci. Nu știu ce înseamnă. A, înveți să te descurci, da, ca părinții singuri. Stați că mi-au trat, acum văd comentariile multe. Nuța, sărmâna nașa. Petraic Tatiana, bine a venit. A kid is a walk in the park. Raising a kid is a walk in the park. Jurassic Park. Corect, corect. Roxana Preda, bine a venit. Bărbatul nu e acasă în timpul live-ului azi. De obicei este. Dar nu, cât și vă zic, vă zic și lui că n-am nicio grijă. Noi suntem prieteni foarte buni. Nicoleta Emilia, bine a venit. Roxana. Și am eu tot să vă desperă că sunt ce de tăcut și serios. Tătăță, Adina Cerchiran, bine a venit. Știți sistemul azi îți bată, mâine îți bată? Bunteanu Camelia, bine ai venit. Cine știe azi îți bată, mâine îți bată? Nu știți, voi sunteți oameni serioși. Să vă arăt azi îți bată, mâine îți bată? Sau nu vă arăt? Vă arăt. Dați-i o gură de apă ca să prind, să prind așa, pe pipă. Fiți atenți, sistemul azi îți bată, mâine îți bată și n-am nicio rușine, sună așa. Stați așa, pune și-o de o cântare azi. Azi îți bată, mâine îți bată, casa inimă turată. Azi îți bată, mâine îți bată, casa inimă turată. Și-am s-o mătur vineri sară să hipi toată vara. Și-am s-o mătur vineri sară să hipi toată vara. Poi mâine m-oi dezbata și casa n-oi mătura. Da, poi mâine m-oi dezbata și casa n-oi mătura. Când n-o-i treabă nimeni, nimeni cu casa mea, n-are treabă nimenea, nimenea cu casa mea. Ier morți vecinile, că-mi beut găinile, da, ier morți vecinile, că-mi beut găinile, da, am să beu eu și cu coșul, nu mai să-mi trăiască moșul, am să beu eu și cu coșul, nu mai să-mi trăiască moșul, voi mâni m-oi dezbata și casa n-oi mătura, da, voi mâni m-oi dezbata și casa n-oi mătura, când n-are treabă nimenea, nimenea cu casa mea, n-are treabă nimenea, nimenea cu casa mea. Na, asta a fost cu azi zbată, mâine zbată. Mai era o strofă, dar nu mi-aduc aminte, nu contează. Cam așa ceva, înțelegeți? Fără număr, fără rușini, că nu beau din buzunarul tău. Nu, nu mi-e rușine, m-a întrebat cineva. Nu ți-e rușine să spui că ești beutoare? Nu, deloc. Înțelegeți? Că eu când beau, nu fac rău la nimeni. La buzunar nu pot zic să cunoaște, că nu beau chiar în cantități industriale. Well, așa și așa. Prietenoasă sunt. Cred că ficatul este singurul care se mai supără din când în când. Dai bagul de toxifiere. Să nu vă imaginați acum că umblă un patru la tot timpul. Dar așa, ca așa. Bun, Madalina a venit. Dana a venit. Cine mai venit? Elena, Nicoleta, da, uite așa, multă lume, Diana, da, Amalia, Radu, Ana care trebuie să fie pe mașină, unde te duci, soră, nu ai de făcut o Europa pe mașină, nu ai, Adina Cerchidan, bun, deci da, nu știu cum a sunat asta cu azi zbată, mâine zbată, dar vedem la înregistrare. Și pentru că microfonul este aici, s-ar putea să fie, nu contează. Înțelegeți fondul, nu forma. Bun. Când tot vorbim de copil, pot să vă dau detalii foarte picante și foarte de toate felurile despre cum mi-a schimbat copilul viața mea. Copilul care nu trebuia să se întâmple, dar avea ea planul ei ceva, nu știu cumva, ceva. Și cum mi-a schimbat mie corpul, dar trebuie să ne cunoaștem mai bine, că parcă nu cred că vă ține inima încă pentru așa detalii. Vorbim noi altă dată. În schimb, pot să vă zic asta. Copilul meu a început cu chestii foarte sinistre.
cu care eu nu știu cum să tratez, că nu te... Unreședinți. Nu te învață nimeni cum să tratezi cu treburile sinistre. De exemplu, copilul meu, din două luni așa, o ține langa că înainte să o nasc eu pe ea, de fapt nu o ține langa, din când în când în conversații apar diverse. Pe aceeași temă. Mamă, ți-aduce aminte înainte să mă naști pe mine când mă chema Doris? Nu, iubita mea, nu mi-aduc aminte. Ia povestește-mi tu despre Doris. Ce făceai tu când erai Doris? Și copilul toarnă. Înțelegeți? Din când în când se uită așa la mine, știi, cam așa? Și schimbă vorba. Alte dăți? Toarnă. Adică, a, eu am mai fost aici cu nevasta mea. Când? Nu ți-am mai zis înainte să mă naști pe mine că mă Doris. Deci copilul meu nu numai că și aduce aminte de înainte de a se naște. Dar știi cum o chema? O chema Doris. N-avem niciun Doris, nici la școală, nici prin cercuri, așa, ca să ne înțelegem. Și avea și nevastă, ăsta e copil de California, clar, adică fără nicio chestie. Și eu zic, și arăta la fel când ai fost tu aici cu nevasta ta, când te chema Doris înainte să te nască pe tine. Și eu zic, ce zici, treaba e, ne mutăm mai departe, alte conversații, altă zi, iar bagă cu Doris. Deci copilul meu este creepy. Dacă vă aduceți aminte, într-unul din live-urile de vineri vorbeam despre ce faci când te întâlnești cu o fantomă. Cred că am șanse foarte mari pentru că copilul meu plănuiește ceva sau vede ceva. Eu știu și în capul ei pe acolo și inventează ce chestii. Cântărează-o. Marian. Și mai spun că n-am energie. N-am. Așa sunt eu când n-am energie. A venit unchiul pe care îl cheamă Daniela. Că unchiul așa este, cum să zic, pe sub mână, Petronela, Gianina David. Ia, și Loredana, haideți să vă întreb ceva. Poate mă lămuriți și pe mine. Care-i treaba că unii dintre voi aveți cerc verde? Mama îmi spune treaba asta de multă vreme. Și eu și alții îi ziceam, numai la tine se întâmplă. Ia ca s-a întâmplat și la mine. Acum mă uit la comentariile voastre și unele dintre voi, sau unii dintre voi, sunteți în verde. Vorbește doar în engleză sau și în română? Ei, înțelege română, înțelege patru limbi. Vorbește aproape numai în engleză. Dar dacă o forțezi, zice și în engleză, în română, mai stâlcit așa. Și ies din când în când îi dă drumul fără să-ți dai seama și trebuie să fac eu schimbare de cod ca să-mi dau seama că ea de fapt vorbește în română. Că ies cuvinte așa că nici nu te aștepți. Acum spuneți-mi și mie care treaba cu chestia asta. În jurul numelor unora dintre voi, eu sunteți pe fond verde. Nu știu ce înseamnă asta, poate îmi spuneți și mie ce înseamnă. Dar, vorbeam de Doris și de fantome și de copilul meu care inventează chestii. Am și o treabă foarte interesantă săptămâna asta. Și anume, că există niște oameni care suferă de o treabă identificată pe la 1880-90. Cam ca toate revoluțiile care au legătură cu ce se întâmplă în creierul nostru, toate descoperirile, toate teoriile, toate ipotezele care au fost formulate despre creierul nostru, cam atunci au început să fie formulate. E foarte interesantă treaba asta. Ceva s-a întâmplat la sfârșitul anilor 1800, care a condus pe mulți dintre oamenii de știință de atunci să înțeleagă niște treburi, să se clicheze acolo la ei în creier ceva și să zică, mamă, dar dacă bla 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 ceva. E, știți voi, cu la steaua care a răsărit, care pe mine mă fascinează. Citesc la steaua care a răsărit de un milion de ori și, cum să zic, mă gândesc că Eminescu ăsta, mamă dragă, ce geniu a fost cu viteza luminii, cu din astea. Cum n-ai va înțelegea niște concepte despre care nici nu se vorbea sau nu existau, nu știu, dar în orice caz, se pare că noi, ca oameni, avem capacitatea de asta să facem niște legături. Chiar dacă realitatea sau cu contextul conceptual nu există. Mă rog, asta e altceva. Un neni din ăsta, pe care îl cheamă Francis, nu mai știu cum, la 1880-1890 și-a dat seama de o treabă. Există oameni care nu poate să vadă în capul lor ceva. Eu dacă vă zic acum, închideți ochii și imaginați-vă un cerc albastru. Mulți dintre voi puteți să vă închideți ochii și să vă imaginați un cerc albastru, da?
Ei, există oameni care în capul lor, când închid ochii, nu pot să vadă imagini. Deci nu au imaginație vizuală. Poate să, cum să zic, să-și cânte un cântec, poate, pot să-și imagineze o senzație, gust, atingere, nu știu ce. Deci pot și să-și imagineze alte treburi, dar nu imagini vizuale. Fai de capul meu, am înnebunit. Și am citit despre asta săptămâna asta. Bineînțeles că mai târziu a venit altul care a luat teoria și a apropiat-o, că așa se face cu proprietatea intelectuală, dacă ești primul, al doilea, al treilea și nu știu și alții despre ce vorbești, e chiar așa cum, se fură poze pe internet, fură proprietatea intelectuală într-o vezerie. Pe vremea aia, cu atât mai mult, cred că prin anii 70-80, ceva de genul ăsta, a venit al nene, Adam, nu știu cum o cheamă, nici nu mai știu la ce universitate, i-a dat nume la fenomenul ăsta, se cheamă afantazia. Bineînțeles că numele trebuia să fie frumos. Și s-a lipit din momentul ăla. Bună seara, Ana Maria Tătucu. Băi, deci ați Mădălina. Roxana, nu văd live toate comentariile. Am înțeles. Magda Saftei, bine ai venit. Georgiana Argint, bine ați venit, iubitilor. Povesteam cu un copilul meu are impresii din vieți anterioare. Că o chema Doris și a avut și o nevastă Doris asta. Deci era un om modern de California. Nu ți-aduce aminte, mama? Înainte să mă dați eu nu mi-aduc aminte, draga mea. Ce bine că nu mi-aduc aminte, că ar fi fost grav. Dar mai povestește, ami. Cam așa ceva. Da, deci nenea ăsta Adam nu știu cum. Mă scuzați, la mine telefoanele și mesajele sunt în permanență așa. Nenea asta Adam și nu știu cum, a furat ideea, bineînțeles că așa e cu proprietatea intelectuală, a scris el repede, bang, 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 o teză, o teorie, nu știu cum, și a dat numele Afantazia. Oamenii care suferă de afantazii nu sunt săracii, cum să zic, mă faceți pe mine cineva frumoasă, pur Georgiana. Mai zâmb din astea că am fost mamă singură, eroină săptămâna asta, cu bărbatul care s-a dus să facă filme cu Spike Lee, mâncaia mi-a ars nasul, bărbatul. Dar mi-a cumpărat parfum, cică, deci pentru prima oară în viața lui e o treabă. Da, mai zi-mi așa, mai ziceți din astea, hai cu inimile că mama are nevoie de ceva și azi n-am timp să beau decât cafea. Că altfel aș bea și azi, că azi îți bată, mâine îți bată. Dacă n-ați venit de la început, dați înapoi să vedeți cum am cântat eu despre cum azi îți bată, mâine îți bată. Casa mea nimăturată. Și am zămătur vineri seară, să fii toată vara, poi mâine mă dezbata și casa mea mătura. Gata. Bun. Deci, afantazia este o treabă de care suferă anumiți oameni care nu-și pot imagina chestii în capul lor. Când închid ochii, nu pot vedea fața cuiva cunoscut. Nu pot să-și imagineze, cum am zis, un cerc albastru sau altceva. Chestia care mi s-a părut foarte, foarte, foarte interesantă și e un fenomen care încă este în studiu, pentru că, stați să vă scot, copiii încă instinctele active sunt mult mai deschiși către noi, noi suntem blocați în clișee, da. Educație rușine. Bună seara, Androne Florentina. Laura Elena, Iuliana Chirițoiu, cealaltă Iuliana Chirițoiu, numărul 2, care în curând o să devin numărul 1, Mișa Mihaela, Radu Florin, ce parfum ți-a cumpărat? Mi-a cumpărat ceva de la Le Labo, se pare că. Să vedem, nu știu, că a ales el de data asta. Eu i-am spus doar ce am în casă și probabil că el a cumpărat ceva ce n-am în casă. Ce i-o fi plăcut lui. Ceva deja avut, Cojocaru Dan, bine ai venit. Ești frumoasă magnetică, să-ți ia parfum doar ce să-ți ia. Normal că mi-a parfum ce să-mi ia, dar să vedeți ce mierie eram eu la telefon când m-a sunat el de la Le Labo să mă întrebe niște chestii. Fai, deci a fost tare proastă. Proastă rău, mă sună omul cu parfum și gata, i-am uitat toate greșelile. Am uitat toată săptămâna, el s-a tras cur în cur cu Spike Lee la premiere și la Covoare Roșii și eu am stat și am șters copiii la fund, că așa e rândul meu. Dar am uitat să vă zic și cred că partea asta e o chestie a fantaziei, este o tulburare neurologică, zice mama, cap gol, nu poți zice despre una lucrurile acestea. Nu, eu nu spun despre una, spun că am citit un articol săptămâna asta despre o chestie despre care nu știam. Tulburare neurologică. Cum o prezentau ei? Nu suna tulburare neurologică, suna doar
ca a a incapacitate de a-ți imagina ceva vizual în capul tău. Vrei să complementezi în comentarii sau să-ți trimit inimii? Când am patru mâini, din păcate, inimii este mai bine de la tine, că tu ești specialista cu inimii, Denis. Am nu-i nevoie să-mi scrii nimic. Și nu-i nevoie să-mi scrii niciunii. Spun doar așa, că știți voi cum e. Da? Lăudați-mă. Dacă v-a plăcut bufonii, lăudați-mă. Ce ziceam? Că-s proastă tare, că mă păcăli bărbatul imediat, m-a sunat. Foarte sacadat. Nu te oftica, Amalia. Trimite-ne pozii cu Albania, pentru că am văzut că ești pe acolo și este un loc în care eu chiar nu m-am gândit niciodată să mă duc sau să nu mă duc. Deși mă fascinează Albania și mă sperie albanezii, dar vorbim altă dată despre treaba asta. Așa că închide și condu-l sănătos și vezi de vacanță, nu sta la trâncăneala mea. Ce am uitat eu să vă zic foarte tare și foarte... dar nu mai știu de ce voiam să leg. Zici și voiam să leg. Ah, spuneam că îmi vine și mie timpul și momentul să plec fără copil și fără... Povestesc și de linia lui Denisa, pe care am cunoscut-o, că a vrut să o sfătuiesc cu niște chestii. Da, am auzit. Da, stai, că, stai să zic ce am de zis ca să nu uit. Și după aia vorbim și despre Denisa de la Bambi. Îmi vine și mie timpul să plec fără copil și fără bărbat. Cu ce parfum ne încânți azi? Nu știu. Azi nu-i cu parfumuri, vinerea nu-i cu parfumuri, numai în restul săptămânii, luni, marți, miercuri, joi, vineri. Și marți la live pe YouTube. Azi vorbim așa de viață. Dar poți vărăși și parfumuri dacă mai stai o leacă, Muraru Manuel, care am aflat între timp, sau mi-am dat seama între timp, că e din neamul nostru gen frumos, harnic, deștept și priceput. Adică neamul din partea lui mama. Deci verijor de cu mătru vitreg, ceva de neamuri. Deci mă nu mai așteaptă. Stai așa. Da. Spuneam că vine și mie momentul să mă bucur de libertate și de liniște, pentru căci la sfârșitul octombrie mă duc în Hawaii, numai cu fete. Cu doamne, cu coani, cu fete, cu ce-o fi, de-al noastră. Așa, fără copil, fără bărbat. 5 zile o să fie parfum. În afară de biletele de Hawaii, săptămâna asta se mai întâmplă următoarele. Se întâmplă că s-a luat hotărârea în familie pentru ziua lui socru, care trebuia să fie în Sicilia, dar nu mai e. Mergem iarăși, sau cel puțin iarăși pentru noi, în Mexico City. Deci o săptămână la un moment dat se va întâmpla în Mexico City vara asta. Cumva. Nu știu. S-ar putea să plec mâini. Nu, mâine, că mâine sunt la camping. Dar este foarte posibil să plec foarte așa. În afară de săptămâna din Mexico City, care este hotărâtă deja, ci că nu există atenție distributivă, ci doar deficit de atenție, bine ai venit, Rodica, discreție. În afară de Mexico City se mai întâmplă niște treburi. Am cumpărat bilete de România. Da. Deci, nu știu cum de-am uitat eu să vă zic. Am uitat să vă zic. Ia ca. Am uitat. Am cumpărat bilete de România. A fost destul de dificil pentru că m-am hotărât să zbor înapoi cu mama când pleacă. Și asta înseamnă că a trebuit să coordonez cu aceleași... cu aceleași bilete, pe aceleași zboruri, pe aceleași nu știu ce. Mai complicat a fost și următorul fapt. Nima, când ne-am hotărât noi că eu o să merg în România cu una, a zis: hai să vin și eu pe undeva pe acolo. Nu poți vin cât ai să stai tu, dar vin și eu și facem o vacanță. Mai facem o vacanță, te întreb asta. Am zis bine. Am luat bilete la blesneală, pentru căci acolo s-a nimerit să fie cel mai ușor și acolo s-a nimerit să fie cel mai ușor să coordonăm dusul cu mama și cu una, întorsul cu Nima. Deci multi-city cum ar veni și asta înseamnă că de pe 22 august ajungem cu Lufthansa, nu știu, după masa, 5 jumate, ceva genul ăsta, după masa. De pe 22 august până pe 7 septembrie, tan-tana, voi fi în România. Așa. Păi ia că ți-am zis.
Nu știu exact cum va fi programul, dar îmi imaginez că a doua săptămână, deci săptămâna de pe 1 pe 7 septembrie, voi fi la București, că trebuie să fiu și la București. Da. După care zbor la Barcelona. Numai cu una. Mama rămâne acasă la ea. Eu cu una zburăm la Barcelona și acolo ne întâlnim cu bărbatul. Dacă rămânem în Barcelona, nu știu. Dacă ar fi să ghicesc, probabil că nu. În schimb, astea sunt planuri pentru mai încolo. Am luat biletele așa pentru că le-am găsit și pentru că a fost ușor. Și pentru că nu aveam chef să mai stau să mă gândesc, să coordonez, să nu știu ce. Și mi-era și frică să terminez locurile pe zborul pe care este mama și așa mai departe. Deci, vom fi undeva în nordul Spaniei. Pentru încă o săptămână și o leacă. După care ne întoarcem și noi acasă, la mijlocul septembrie. Și atâta știu. Deci, da. Deci, mâine, nu, azi plec la camping. De camping nu v-am zis. Campingul este altă treabă, dar vă povestesc imediat. Astăzi plec la camping, pentru că ar trebui să împachetez și să fac cumpărături singură, cu corturi de plajă, cu de campanii, cu paturi, cu culere, cu din astea, nebunii și așa. Mă întorc duminică, duminica viitoare vine mama. Da, și tot așa, deci o țin numai, Si, atâta știu. Deci voi fi în România. Da, ca pe scurt așa, la obiect, voi fi, ajung în România în august, la sfârșitul august. Și prin București voi fi, probabil de pe 1 pe 7 septembrie. E bine. E bine, zic. Numai pe drumuri, dar este foarte bine. Că tot ziceam de camping. Familia asta mare și colorată în care mă aflu eu face camping în fiecare an, mare, de vreo 40 de ani, cred. Au început unchii mătușii de când erau ei tineri și acum, cu tot cu copii, cu bunici, cu strănepoți, cu câini, cu cine vrea și nu vrea. Într-unul dintre campinguri, cred că cel mai mare la care am fost eu, pentru că, să nu uităm o perioadă, am fost în New York, deci dacă ne prindea perioada de camping în California era o treabă la vizite. Dacă nu, vă dați seama că de multe ori n-am zburat de la New York doar ca să facem camping aici. Dar s-a întâmplat odată, când am fost aproape 60, așa s-a nimerit, să fie toată lumea disponibilă, să vrea toată lumea să vină și așa mai departe, să dea zonors în față. Tare asta. Și am avut un copil de 4 luni. Și am avut o bunică de 84 de ani care începea să aibă demență, senilitate, na. Deci imaginați-vă între ăsta care avea 4 luni și era de-abia născut și de țâță și o bunică care avea talentul să iasă la plimbare singură în mijlocul nopții și să uite pe unde o luat-o. Am avut niște aventuri teribile și interesante la campingul ăla. Dar vreau să zic că toți din generația lui bărbatului și sunt 11 verișori adulți, toți au niște amintiri foarte frumoase de la campingurile astea. Nu vă puteți da seama. Bine că și părinții, făcând treaba asta de atâta vreme, au intrat într-un soi de ritm, își cunosc stilurile, mâncarea este la comun, băutura este la comun, toată lumea are grijă de toți copiii, focul de tabără în permanență arde, responsabilitățile sunt împărțite foarte clar și lumea are echipament, adică nu vii și dormi pe jos, lumea vine cu culere, vine cu generatoare, vine cu, adică din astea, înțelegeți? Dacă v-am zis și eu, care nu sunt mare camper, acum avem paturi de campanie, avem tot felul de saci de dormit din ăștia, șmecheri, avem tot felul de lumini și de becuri, de frunte, de fund, de alea, șervețele biodegradabile, lopeți, totul portabil, totul refolosibil, totul așa, tot felul de spray-uri, de lumânări cu citronela, cu din astea. Deci stăm până în dinți, uite așa. Numai căci, na, mult împachetat, multe de cumpărat, se merge cu cafea gourmet, se merge cu plită de gătit, adică serios, 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 serios. Și la 30-40 de persoane, imaginați-mă, sunt unii care aduc canoe,
au din ăla rack pentru mașină și vin cu canoe. Eu iau slackline. Slackline e un fel de linie ca de escaladă. Deci o un fel de bandă împletită din plastic, cam așa. Da, da, bine. De de cățărare, na, dar așa de lată. Cu două chestii ajustabile la fiecare capăt, o pui între doi copaci și dai ca la, cum se cheamă, ca la, la mașină când schimbi roata, cric. Dai ca la cric până se întinde perfect în tensiune, așa, între doi copaci. Și de făcut exerciții de echilibru. Imaginați-vă ce chihăială o să fie și pe copii și pe adulți, mai ales mai trag și o rașpică, seara, pe din astea, jucăm cărți, hăulim, vin în lumea cu instrumente. Deci e foarte frumos, numai că e mult pregătit. Chestia care pe mine mă, cum să zic, mă umple. Eu nu sunt mare camper, v-am zis că sunt o persoană destul de urbană, iubesc natura, iubesc animalele, am încredere mare în natură și natural. Numai că, de la atât a stat la țară, vreau și eu să nu trebuiască să mă piș în pădurii. Sau să dau nas în nas cu ursul. Și scuzați-mă, urșii de pe aici, de pe la noi, sunt mai mult înspre grizzly din astea. Mai rar ursuri brun carpatin. Înțelegeți? Deci cred că ursul este nu numai laxativ, este și purgatoriu și de dezintoxicare și de toate. Înțelegeți? Dai tot ce dai și fugi. Sau nu fugi, că nu mai ai cu ce. Da. Chestia care mă umple pe mine la camping. Chiar dacă o să mă vedeți că o să vin ruptă. Eu nu dorm, nu prea multe mirosuri, prea multe zgomote, prea multă lumină, prea multe de toate. Și agitații, și frumusețe, și nu știu ce. Dar chestia care îmi va umple mie bateriile la camping este următoarea. Natura este singura care ne mai aduce nouă aminte de niște treburi pe care le-am uitat. Înțelegeți? Vorbeam cu cineva despre karma acum vreo două zile, iarăși, că karma asta tot vine în discuție, apare foarte des, da? Și despre efectul ăsta de bumerang și că e ca o investiție, că atunci când dai ceva fără să mai calculezi la total, ca și cum niciodată n-ai avut resursa respectivă, ți se întoarce, că nu știu ce. Da, se întoarce. Numai că uneori nu se întoarce în aceeași formă în care ai dat-o. Dar eu sunt de părerea asta și v-am mai zis de multe ori. Cred că produci, deci tot ce ne se întâmplă nouă, chiar dacă vine din afară sau pare că vine din afară, e produs din noi. Mie așa îmi se pare. Mi se pare că toate chestiile pe care le facem, fiecare gând, fiecare acțiune, fiecare orice, se întoarce nouă. Iar dacă ți se întâmplă ceva ce te ia prin surprindere, nu trebuie decât să te uiți la tine și te gândești ce ai făcut, ce n-ai făcut, cum ai fost. Ca să înțelegi că ceea ce fac alții cu tine sau ceea ce îți fac alții, de obicei, este o proiecție a ceea ce pui tu în univers. Poate nu lor, dar ce ai făcut la un moment dat, ce ai gândit la un moment dat. Nu știu de ce și cum să spun, pentru că eu nu le am cu chestiile ezoterice, nu am citit destul cât să înțeleg. De fapt, nu cred că înțeleg nimic. Dar știu din experiență că simt asta. Că, nu știu cum să zic, că ce semene aia culegi. Iar în natură chestia asta este foarte simplu de urmărit, da? Dintr-un ou de lăcustă iese lăcustă. Că lăcusta mamă aia a făcut ou de lăcustă, nu? Dacă eu seamăn grâu, n-are cum să-mi iasă prună. Sau borcov, sau porumb. Plus că toate sunt într-un continuu. Dacă am sămânat acum, nu iese imediat, nu? Trebuie să stai, trebuie să uzi, trebuie să aștepți, trebuie să plivești, trebuie să mai vin și o leac de soare, trebuie să tresă. Dacă nu-i soare, trebuie să altceva. Dacă nu-i apă, trebuie să cartu cu găleata. Dacă solul nu-i bun, pui o leacă de balegă, să hrănești pe ăla. Și nu-ți iese imediat, stai acolo ca prostul, da? De trece omul pe drum și zici, da, și faci, da, nu aștepți, ce aștepți? Și stai, uite, am semănat ceva și stau să-mi iasă. Păi ce ai semănat, nu-ți vede nimic. Ei nu, știu eu că am pus eu acolo, las că stai, eu stau și aștept, că trebuie să iasă ceva. Ești nebun, nu vezi că nu-i nimic? Păi da, mă, omule, dar trebuie să aștepți, trebuie să uzi. Și te întreabă omul, dar tu munca asta o pui degeaba așa? Cât muncești degeaba până să-ți iasă ceva? Păi nu știu, dar știu că iese. Cam așa ceva.
E cu karma, cu întorsul, cu nu știu ce. Iar în natură, lucrurile astea sunt foarte simple. Foarte puține animale omoară de plăcere. Foarte puține animale mănâncă mai mult decât le trebuie. Doar ni sunt țâțești de ratoni de la mine din pereți. Sau fogâscă, sau vreo din astea mai mor cu chișca atât de plin, au mâncat până au plesnit. Rar se întâmplă treaba asta în natură. Și se întâmplă de obicei animalelor care sunt mai obișnuite sau mai afectate de treaburile omenești. Nu, că ratonii sunt urbani. Oposumii sunt urbani. Toate chestiile din orașe sunt animale urbane. Înțelegeți? De numai alea mănâncă până plesnesc. Alea din natură mănâncă și au plecat. Și au văzut de treabă. Și pe lângă ei mai mănâncă unul, și pe lângă ei mai mănâncă unul, și pe lângă ei mai mănâncă unul, și așa mai departe. Am văzut mi-a trimis cineva un link cu o tante care are un discurs la, nu știu, la absolvirea de facultate sau ceva de genul ăsta, în care povestește cum ea dă un exemplu destul de chestionabil, așa, și am putea discuta pe marginea acestei povești foarte mult cu Scufița Roșii, care este chintesența și exemplu concret de ceea ce așteaptă societatea de la o fată: să fie bună, să aibă grijă de familia ei, să stea cu asta pusă, cu cușma, cum se cheamă, cu scufița pe ochi, să nu se dea stânga de dreapta, să nu se abate de la cărare, să nu vorbească cu străinii, că dacă vorbesc cu străinii, se întâlnește cu lupul cel rău. Și lupul, oh, lupul cel rău, nu știu ce trebuie la. Iar Dan de asta povestea despre faptul că poate lupul ăla nu-i chiar rău. Sau poate nu-i chiar rău să pășești afară din cărare. Să mai întrebi, pui tu o întrebare. Să nu urmezi calea chiar așa bătută și să iei alegeri care sunt mai naturale decât cele care ți s-au impus ție, chiar dacă nu te-a întrebat nimeni ce vrei să faci. Acum o dau în din astea. Stați, mai beau o leac de cafea, că v-am zis că sunt nedormită. S-ar putea să n-are sens, să n-aibă sens ce zic, dar eu e fain că am o poză de colecție. Pana, zice că ies, dar revin să te văd în reluare. Pintele Loredana zice vânt. Ce cuvânt? Vânt. Nu știu, vă mai explic. Văd că încă mai veni nimeni. Vă rog să-mi comentați ceva, să văd că încă mai sunteți. Pentru că au intrat câteva, nu știu dacă voi mă ascultați sau ați adormit, să vă uitați la formal sau chiar nu mai sunteți. Vă că suntem câțiva, mulți. Comentați-mi, vă rog frumos, să văd ce vine. Deci cam asta e cu campingul. Mie mă învață sau îmi readuce în cap niște lucruri care de fapt sunt foarte simple, dar cu care noi ne luptăm nu știu de ce. În exemplu dat de tantea ieri cu Scufița Roșii, vorbea și despre faptul că la un moment dat în Yellowstone, care este un parc național, unul dintre cele mai mari din America, alea cu geyserele care fac așa, în Yellowstone nu mai erau lupi. Și la un moment dat și-au dat seama că populația de căprioare a luat o razna și din cauza lor nu mai este vegetație, cu tare, că nu aveau niciun prădător natural, da? E, gândecelul vostru cum mai e? Gândacul ăla urâtul, i-am dat drumul săracul. Jos cu mai ploarea. I-am dat drumul lui săracul gândecel, care era un urât, valeu, era urât tare. O chema Sarah, v-am zis că i-a dat nume. I-am dat drumul. S-a dus. S-a băgat sub. Mi s-a zicat, vă rog, pe picioare, cum era tot să mă întrebe mine de gândaci. Bun. În Yellowstone, pentru că căprioarele au făcut dezastru pe acolo și era prea destrăbălare cu căprioare, au adus ăștia la pachet lupi. Din câte știu eu, la pachet au fost și lupi din România. Deci România a exportat la un moment dat lupi spre Yellowstone și spre Canada, ca să refacă populația locală de lupi, care era aproape inexistentă sau genetic era prea mult consanguinism. Deci să-i mai îmbunătățească pe ăștia, că voi știți de la biologie, cu cât amesteci mai mult două animale sau două neamuri, cu atât mai puternici și mai sănătoși vor fi copiii. De asta e bine să ne amestecăm între noi. Înțelegeți? De asta numai soră cu frate nu ies bine.
Chiar dacă ai vrea tu să fii numai neamul tău și numai nația ta, nu-i sănătos. Din punct de vedere biologic, nu e sănătos. Bun, au adus ăștia lupii din România, în Yellowstone și în Canada. Imediat ce au intrat lupii, au început să mănânci, na, ca lupii. Dar lupul, ca orice animal care se respectă, mănâncă numai cât îi trebuie. Înțelegeți? Nu omoară din plăcere. Lupii sunt foarte deștepți. Mai mănâncă și carcase, deci nu-i neapărat nevoie să mai și omoare. O chestie delicată și de bun simț, lupii ăștia. Au mâncat ei la căprioare acolo, populația de căprioare s-a mai redus un pic, dar nu numai că s-a redus populația de căprioare, căprioarele au învățat să nu mai mănânce vegetația de pe maluri, de râuri, de pe maluri, de bărți, cum le plăcea lor înainte, că și-au dat seama că acolo sunt pradă mai ușoară. Și și-au schimbat comportamentul. Datorită schimbării astea de comportament, râurile și-au schimbat cursul. Au devenit mai adânci, au devenit mai line, pentru că vegetația de pe margini fixează solul. Pentru că râurile au devenit altfel și și-au schimbat și ele comportamentul, au dat ocazia altor specii să revină. Au început castorii să-și facă ziduri, cum se cheamă, să facă baraje. Cum se întâmplă în natură, prin părțile astea, natural, să-și facă baraje. Barajele alea au oferit posibilitatea unor specii de pești, de nutrii, de bizami să se întoarcă, pentru că acum aveau habitat. Anumite păsări au început să se întoarcă pentru că acum erau pești și broaște. Și așa mai departe. Deci un întreg ecosistem a devenit mai balansat, mai echilibrat, datorită prădătorilor. Toate au rost. Înțelegeți pe lumea asta? Toate au rost și noi uităm treaba asta. Noi uităm că ierarhiile, chiar dacă nouă nu ne pică bine, sunt acolo, dar s-ar putea să nu fie ierarhii. Asta nu înseamnă că lupul este mai bun decât căprioara sau e mai bună decât peștele sau e mai bună decât râul. Mai bun decât râul. Fiecare are un rost. Cum spun eu de întotdeauna? Este loc pentru toate sub soare, numai că funcționăm cu toții ca ansamblu, așa, numai noi, numai oamenii am ieșit din sistemul ăsta. Bună, Dorina! Faci bine, ți se întoarce binele. Sau nu exact după. Corect, cum ziceam și mai devreme. Se întoarce, toate se întorc. Și proiectăm noi, eu zic că se întoarce. Mie cel puțin, eu vorbesc numai din experiența proprie. Eu acum nu fac nicio regulă. Vă spun doar că pentru mine tot ce văd, tot ce simt, tot ce primesc, dacă umblu pe fir așa în urmă, îmi dau seama că de la mine a pornit. Și foarte greu de acceptat treaba asta, mai ales când ți se întâmplă lucruri rele. Când te abuzează colegii de serviciu, da? Îți dau aia în cap și tu muncești și mai mult și te sacrifici pentru binele echipei, să fie, să tragi. Și zici, de ce, domnule, mie, că eu, uite, m-am sacrificat. Păi da, dar sacrificiul ăla este durere. Tu asta l-ai creat. Prin decizia ta de a te sacrifica, tu creezi resentimente, creezi durere asupra ției. Că doar nu trebuie să fii neapărat tu să faci rău altuia. Poți să-ți faci rău ție. Când tu nu te iubești pe tine, este foarte, foarte improbabil că alții te vor iubi. Este foarte simplu. Ce obțin, așa mi se întâmplă mie. Așa e clar, la mine în cap. S-ar putea până acum tot ce am luat eu ca literă de lege la sfârșit să fi fost doar simple coincidențe repetate de foarte multe ori asupra de-a lungul a multor ani. Dar iaca, au fost destule cât să pot să spun că în cazul meu, de-aia cred că mi-e și ușor așa acum să dau sau să nu mai fac griji. Sau să nu mi se pară că m-a făcut cineva, că m-a fraierit, că cu tare. Pentru că în capul meu, parcă nici nu fac griji că o să fie bine. Nu știu cum să vă zic. E foarte ciudată starea asta. N-am ajuns la ea decât ca adult. Și probabil într-un moment în care mi-a fost mai ușor să, nu știu. Anyway, cam asta e. Nu știu dacă are sens ce vă zic eu, dar cred că dacă stai să te oprești când ți se întâmplă ceva și te ia prin surprindere, dacă stai să te oprești să te gândești, bine ai venit, colegule, să te gândești la ce ți se întâmplă și ți se pare că e din afară, poți să umbli pe fir așa înapoi și să
dacă vrei, să ajungi câteodată la sursa care l-a creat. Și de multe ori noi suntem, facem niște treburi. Nu știu. Nu știu. Am să mă gândesc la treaba asta, că știu că sună o leacă ciudat, dar am să mă gândesc la exemple mai concrete. În afară de astea cu karma, când vă zic eu că ia ca iar m-a pocnit karma, uite așa, deci chestii imediate, ia ca acum, azi de pildă karma și da, ia ca manu, unde ești? Poate te satisfac și pe tine și coro, dacă îmi dai voie, prezint treaba asta. M-ați contactat câțiva dintre voi să mă întrebați dacă este ok să trimiteți pachete pe adresa mea, să folosiți adresa mea ca adresă de America, când vă cumpărați parfumuri de pe eBay sau de pe alte platforme. Și eu am zis că da, acum că vin în România, am să vi le aduc. Câteva dintre ele sunt nedesfăcute pentru persoanele pentru care sunt. Mi-au zis că nu interesează, că oricum e ok și să tratez cu ele când vin în momentul de bagaje de România. Sau să le las aici până găsesc ei alte soluții, unde, alte locuri unde să le trimit. Alții dintre voi au zis, desfă-le, dă-te, probează-le, joacă-te, treaba ta. Alții vor să le desfacă în fața camerei, să vadă ei că totul e corect, că e ce trebuie și așa mai departe. Astăzi, domnul Coro a primit un pachet. De fapt, nu, ieri. Azi l-am întrebat, mai vin pachete? Că eu sunt în camping și trebuie să vorbesc cu vecina, să ridici pachetele. Zice, sunt trei pachete în total. Zic, și când trebuie să vină, trebuie să vină azi, mâine, nu știu, whatever. Zic, și ce ți-ai luat? Că-s curioasă, n-am, vă dați seama, am zis pachetele mine casă. Zice, păi pentru mine am luat cu tare și cu tare și al treilea e pentru tine. Da, 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 ia ca karma, ia ca. S-a rămâna și picior nenea acolo, nu știu ce pentru mine, a zis că e surpriză, n-a venit pachetul, acum vă dați seama că nu dorm la camping, stau și șept. Dar unul dintre pachetele lui pe care l-am desfăcut pe cameră astăzi, din preunelea, să vedem ce și să-i dăm și un nas, este ia ca ăsta, care este un șalimar. Nu știu, de pe când îi e mai vechi. Cred că de prin 60 și ceva, pentru care eticheta din asta săpată, nu-i printată. Astea de obicei se decolorează și nu se văd decât ca o umbră așa. Are 200 ml. Pe spate are o etichetă care spune ceva, ceva că e importat pentru Mexic. Este o apă de colonie. Știm că dinainte de 72, clar că are asta de sticlă. Sticlă, sticlă. E destul de bine înțepenit acolo, dar s-a scurs un pic. Drept care... am tot să-i dau și nas, este o frumusețe. Este frumos, frumos, frumos. E mai vechi decât ale mele. Și uitați-l, ăsta este al meu de 200 ml, care ăsta a fost în cutie, deci arată bine. Așa, cu capac de metal, care s-a introdus după 72, între 72 și 78, am impresia. În orice caz, astea sunt amândouă de 200 ml, după cum se vede. Asta este mult mai veche și miroase un pic diferit. Este o frumusețe. Na, Manuel, ca să vezi destrăbălarea zilei, pentru domnul Coro, care o să fie printre cei mai mirositori bărbați din București. Sau de unde ești în București, cred că da. Așa. Și care a zis că vine la aeroport să-l dau. Deci, așa. Foarte bine, scap de tine, așa scurt. Ca să nu mai stau cu grijă, vă dați seama, decât să le iau până la tecut și să le car înapoi. E mai bine așa să vin la aeroport să-ți-l dau. De la aterizare, din aeroport, direct l-am părțit, parfumuri o să fie. Deci cam asta e. Și ca să închei, că am și eu făcut bagaje și este aproape ora, vreau să vă citesc o listă de ceva. Că tot zicea ceva, nu știu ce zicea, cel mai bun la... ia stați un pic, fără sacrificiu, noi salvatorii. Cel mai important este să fii mulțumit cu ceea ce ai, să fii recunoscător, binele învinge, învinge, băi. Că-s moldoveancă. E clar ce spui. Îmi place la videaz. Mor leșinez. Leșinează. Ionuț Papuc, bine ai venit, dragule. Ai venit și tu la spartul târgului, dar am ceva foarte special. Nu-i pentru tine, neapărat. Să nu crezi că e vreo coincidență. Acum l-am văzut pe colegul meu de bancă. Ionuț Papuc, bine ai venit, iubitule. Vreau să vă citesc așa în încheiere, că zicea cineva cu campingul, cu urși, cu laxativi, cu nu știu ce. Altă chestie pe care mi-a picat ochiul. Săptămâna asta sunt nebună. Linia de parfum cu droguri a lui Denisa de la Bambu. Nu le-am testat. Deci Denisa, păi îți spun imediat părerea. Nu am nicio părere deocamdată pentru că nu le-am testat. Denisa m-a contactat după apariția de la B1 TV. M-a contactat, cum să zic, foarte de bun simț, așa și foarte realist și mi-a zis, dacă nu te superi, dai și tu un nas la niște chestii, că vreau să pregătesc o ceva și vreau și eu să știu ce, dacă dă bine sau nu.
M-am întâlnit cu ea în noaptea dinainte de a pleca în America. Deci era ianuarie, da? Ea încă lucra la formulă. Și m-am întâlnit cu ea în mașină, a venit cu prietenul ei, eu pe Bambi, nu le știu. Muzica, nu pot zic cu ascult, că nu, sunt complet separată de ce se întâmplă în țară pe partea de muzică și așa mai departe. Deci nu aveam nicio părere. Ca artist, nu, nici nu contează pentru conversația noastră, dar ca om mi s-a părut un om de foarte mult bun simț, surprinzător și, cum zic, cu picioarele pe pământ și deschis așa și ea și prietenul. Mi-a plăcut tare mult de ei amândoi. Eu eram poleacă bată. Toate poveștile mele încep cu: eram odată bată, așa, eram abțiguită, era ultima zi în România, eram cu bagaje, nu știu ce, au venit unde eram eu, chestii care mi-a plăcut, pentru că de obicei lumea are pretenții, mi-a adus un săculeț cu chestii. Am povestit destul de mult despre parfumuri în mașină și mi-a arătat lucrurile pe care are de gând să le folosească în formulă. Eu le-am dat nas și am zis ce părere aveam eu despre ingredientele, materiile prime respective, formulele și astea, nu știu ce a ieșit. Și la ingredientele pe care le-am testat eu și fiolele alea pe care mi le-a dat ea, am putut să zic că ăsta e un ilang așa, îmi place pielăria asta, Bonolucci, îmi place pielăria sau nu, sau asta e prea tare, nu știu ce, eu aș mai reduce cu tare, cu tare, cu tare. Dar formula finală n-am apucat să o testez, știu că are foarte multe parfumuri acum, știu că are mulți urmăritori și foarte mulți fani deja. Ea, săraca fata, a fost foarte recunoscutoare, deși n-am făcut nimic. Ce am făcut a fost să mă urc la ea în mașină și să povestim despre parfumul și să dau nas la niște materii prime. Dar a fost foarte de bun simț, cum am zis, și foarte recunoscutoare și mi-a zis: băi, îți trimit o sticlă, dacă vrei, din care vrei tu, să o testezi, dacă vrei. I-am zis: nu trimit în America, ne-am întâlnit în România, am să încerc să dau nas la cât de multe pot și am să vă zic ce părere am. Sau am să-l aleg pe ăla care îmi place mie cel mai tare și am să vorbesc despre ele, că mie așa îmi pare normal. Deci să vorbim despre lucruri care nu ne plac. Seria "Nu dați bani pe prostii" este scurtă la mine, pentru că se întâmplă rar să fiu surprins neplăcut. Dar când sunt, vă spun. Altcumva, dacă e foarte intenționat și așa, vă zic și vă aleg doar chestiile care îmi plac, că viața este prea scurtă pentru parfumuri mediocre. V-am zis eu. Și bine le învinge, coafura durează. Acum, ca să închei, mi-a venit Cristina și tu la spartul târgului, dar bine venit. Ca să închei, să vedeți pe ce mi-au căzut ochii, pe ce altceva, altă tâmpenie pe care mi-au căzut ochii, săptămâna asta și am să o împart cu voi. Și anume, nu știu dacă sunteți pregătiți pentru așa ceva, nu știu dacă vă ține inima. Și ca să vedeți în ce hal funcționează creierul meu. Ia că așa funcționează creierul meu, țăcănit. Am salvat pentru voi o listă de sinonime pentru diaree. Tam-tam-da! Nu mă întrebați cum am dat peste această chestie, dar capul meu așa funcționează. Văd lucruri în timpul săptămânii sau văd lucruri în general și mi-au notițe, da? Ca să... Că v-am zis că sunt bătrân și bon lavă. Da. Lista mea de sinonime pentru diaree. Să vedem. Nu știu dacă sunteți pregătiți pentru treaba asta. Și nu vă zic cum am ajuns să... Mă interesează sinonim pentru diaree, că nu contează. Așa, sinonime. Diaree. Substantiv. Sinonime. Cu fureală. La moste. Asta nu știu de unde, dacă știți de unde sunteți voi, să spuneți și mie. Da, la moste. Pântecare. Pântecăraie. Treapăd. Deci care pe unde sunt despre România sau prin afară, dacă știți despre ce e vorba, vă rog să spuneți și mie de unde sunt aceste orătănii și aceste cuvinte, că eu nu știu de unde sunt. Treapăd. Urdinare. Vintre. Scursoare. Scursură. Deranjament. Merecuru, care este de mare efect, merecuru. Asta e dintre părțile boieciului, știu sigur. Și tandarara, pârțuică. Și cu asta, dragii mei, că e 11:29, vă las cu sinonime de diaree. V-am și cântat azi de băutură, v-am și dat vești, v-am și arătat de colecție, de toate, de toate. Vă pup în fund.
Dacă v-au plăcut bufonii, mai venim și mâine seară, vă știți povestea, dați cu like-ul, dați cu subscribe-ul, mai ziceți și la alții, dacă nu v-ați abonat pe YouTube, dacă nu v-ați abonat pe Instagram, veniți și pe acolo, că e frumos și facem alte chestii mai diferite, mai speciale, mai preferate, mai știți voi din astea, așa, și nu uitați că coafura durează și mai ales, și mai ales, să zicem cu toții în cor, hashtag Binile învinge, tantrăda, cu ei, că suntem moldoveni, prin azogeți, așa. Binile învinge, vă las să mă duc să fac bagajii, cu hârtie igienică și cu mere curuș, cu din astea, pentru taulete și pentru minuni de camping și cafea gurme. Și să avem o săptămână frumoasă și săptămână săptănas, să vă pocnească karma, să vă dea șuturi în fund universul, nu a sunat asta bine, dar știți ce vreau să zic, să vă pălească cu iubire și cu de toate. Și gata. Și acum apăs să văd. Deci o tare stoantă. Și am supori. Am pot. Am niște chestii. A, da, las că vă zic supunătoare. M-a certat cineva că nu vă vopsesc. Că așa are impresia cineva că are drept să-mi spună mie ce să fac cu corpul meu. Ha. Nu-mi pungeți ursul, atâta vreau să vă zic. Bine, pa! Hai, mă!